Este un text foarte potrivit pentru situația în care ne aflăm, în suferințele în care ne aflăm. Mă gândeam că într-un fel e ironic că dimineață discutam despre refugiați și în seara asta unii dintre voi au devenit refugiați. Nu știu dacă știți lucrul acesta, dar în cursul istoriei, unul dintre persecutorii cei mai mari a creștinilor întotdeauna a fost biserica. Oamenii care au fost dispuși ca să stea în picioare pentru adevăr fără echivoc, n-au sfârșit bine în cadrul bisericii. Biserica, în punct de vedere istoric, are o reputație foarte proastă pentru a sta drept pe calea care a pus-o Dumnezeu. Și, de fapt, la fel ca și poporul Israel, vedem că Dumnezeu întotdeauna friază și scoate așa rămășiță. Și Domnul Iisus Hristos bine se adresează când zice: nu te teme, turmă mică, turmă mică. Așa cum știți, în meditațiile care le-am avut din Isaia până aici, am văzut pe poporul Israel într-o perioadă de criză. Într-o perioadă de criză, o criză politică, o criză militară, o criză în care miza este foarte mare, adică sunt în pericol de a-și pierde viața, sunt în pericol de a-și pierde libertatea. Și versetul 9, capitolul 9 este un capitol care prezintă soluția supremă a lui Dumnezeu. Dar ca și pretutindeni din Isaia, întotdeauna parcă e amestecat binecuvântarea cu condamnarea lui Dumnezeu, s-a amestecate. Nu vine una fără alta. Isaia nu ne lasă ca să avem un moment de repaus. Într-un verset îți spune că Dumnezeu îți dă izbândă și în celălalt verset îți spune că Dumnezeu o să te lovească. Și nu mai știi ce să crezi. Același lucru se întâmplă și aici. Dacă vedem cum e structurat capitolul de la 1 la 7, vorbește despre soluția care a pregătit-o Dumnezeu. Și de la 7 la 21, Isaia din nou vine și rostește condamnarea lui Dumnezeu asupra poporului. Și ca să înțelegem foarte bine ce se întâmplă, trebuie să începem de la sfârșit. Că dacă începem de la început și ajungem la sfârșit, felul în care se termină capitolul ne face să credem că lucrurile sunt pierdute. Uitați ultimul verset din capitol. Cu toate acestea, mânia lui nu s-a potolit, iar mâna sa este încă întinsă. Nu este un mod foarte frumos ca să termini un capitol care proclamă victoria lui Dumnezeu asupra tuturor problemelor. Și trebuie să ne punem întrebarea de ce. De ce să termină așa? Un capitol care este vorba despre victoria Domnului Iisus Hristos asupra suferinței, asupra păcatului. De ce să termină cu această amenințare? Cu toate acestea, mânia lui nu s-a potolit, iar mâna sa este încă întinsă. Versetul 1 la 7, așa cum am zis, prezintă această victorie și capitolul se încheie cu un Dumnezeu mânios, cu un Dumnezeu supărat, un Dumnezeu care spune că mânia lui nu s-a potolit și mâna lui este încă întinsă să asuprească poporul său și pe copiii săi. Și trebuie în mod natural să ne punem întrebarea de ce, pentru că nu vrem să sfârșim aici. Vedem că este o soluție și nu vrem să sfârșim în versetul 21. Vrem să sfârșim undeva dintre versetele 1 și 7. Asta vrem să fie starea noastră. Dar vedem că nu așa se întâmplă în acest pasaj și nu așa se întâmplă deseori cu poporul lui Dumnezeu, între ghilimele poporul lui Dumnezeu. Poporul adevărat al lui Dumnezeu întotdeauna este mai mult decât biruitor, ne spune Scriptura. Dar cu cei care sunt prezenți în poporul lui Dumnezeu, cei care sunt prezenți în biserica lui Dumnezeu, în clădirile numite biserici, de multe ori sunt falimentari și sunt sub mânia și sub asuprirea lui Dumnezeu și trebuie ca să ne punem întrebarea de ce și mai ales de ce Dumnezeu lasă ca mâna lui mânioasă ca să planeze nu doar asupra celor care nu sunt ai lui. Să luăm cazul nostru, suntem în timpul de familie. Dumnezeu a lăsat mâna lui și a dat cu pumnul masă asupra bisericii Speranța, de multe ori. Bun, dar de ce a dat asupra ta? Eu înțeleg de ce a dat asupra fratelui păstor care s-a îmbătat și mai departe, sau ălalt care a furat, sau ălalt care așa. Dar tu îți pui întrebarea, dar cu mine ce are? Că eu vreau să mă pocăiesc. Asupra mea de ce își întinde mâinea și este mânios? De ce nu numai asupra lor? Și în mod natural ne punem aceste
aceste întrebări. Vedem că este o soluție din versetul 1 la 7, vedem că Dumnezeu rezolvă toate lucrurile până la urmă. Uitați în versetul 7 cum se termină. Râvna Domnului oștirilor va face lucrul acesta. Este un lucru garantat, este necondiționat. Este necondiționat de nimic. Râvna lui, puterea lui, dorința lui arzătoare, așa s-ar traduce ad literum, dorința lui arzătoare. Cuvântul exprimă cineva, exprimă ideea aceea de când un obiect arde, când un obiect este înflăcărat și devine roșu din cauza că este așa de cald. Și așa îl descrie pe Dumnezeu. Râvna Domnului oștirilor va face lucrul acesta. Și atunci trebuie să ne întrebăm de ce trebuie ca noi ca să fim sub mânia lui Dumnezeu. Pentru că dacă vedeți în mod repetat vedem, de exemplu, versetul 12, fiecare paragraf se termină așa. Cu toate acestea, mânia lui nu s-a potolit, iar mâna sa este încă întinsă. Și din nou vin încă un set de pedepse și de asuprire asupra poporului. Și iară din versetul 17, cu toate acestea, mânia lui nu s-a potolit, iar mâna sa este încă întinsă. Și după aia vedem încă un set, lucrurile devin mai rele și mai grave și mai asupritoare. Și în 21, din nou, mânia sa nu s-a potolit. Avem impresia că mânia lui Dumnezeu nu se va potoli deasupra noastră niciodată. Ați trăit impresia asta, nu? Ați avut momente în care ați crezut că lucrurile vor merge mai bine, da? Ați plecat cu speranța că după ședința asta de comitet, după problema asta, după discuția asta în familie care am avut-o, după discuția cu șeful la servici și vine dintr-o dată și ești spulberat din nou. Și vezi că mânia lui Dumnezeu nu s-a oprit. Mânia lui Dumnezeu încă planează asupra ta. Și te întreb de ce? Și cred că răspunsul găsim în versetul 9, în versetul 9 care citiți împreună cu mine. De la versetul 8 la 9. Stăpânul a trimis un mesaj împotriva lui Iacov. Acesta va cădea peste Israel. Tot poporul, Efraim și locuitorul Samariei, va ști. Toți cei care cu mândrie și aroganță în inimă zic. Și acum uitați ce se întâmplă. Sunt confruntați cu niște probleme și din mândria lor, din aroganța lor, ei vin cu niște soluții. Și avem niște exemple. Au căzut cărămizile, dar noi vom zidi cu pietre cioplite. Sicomorii au fost tăiați, dar noi îi vom înlocui cu cedri. De aceea, Domnul i-a ridicat împotriva lor pe vrăjmașul lui Rețin. De ce? De aceea, ce ne arată textul? Avem două indicii. Toți cei care cu mândrie fac aceste lucruri, da? Și după aia vedem, noi vom face, noi vom zidi, noi vom rezolva problemele. Dar în versetul 7, cum se termină? Râvna Domnului oștirilor va face lucrul acesta. El a rezolvat problema. El a punctat că toate sunt rezolvate. Și ei, în mândria lor, resping soluția lui Dumnezeu și caută soluția lor proprie. Și noi, în mândria noastră, respingem soluțiile lui Dumnezeu și căutăm soluțiile noastre proprii. S-a dărâmat biserica, noi o să o reconstruim. S-a spulberat cariera, noi o să o refacem. S-a îmbolnăvit copilul, noi o să căutăm cei mai buni medici. Nu zic să nu-i căutăm, trebuie să-i căutăm. Dar îl extragem pe Dumnezeu în afara problemei care zice, Dumnezeu care zice, eu am să fac lucrul acesta și ne punem pe noi în locul lui și spunem, noi am să facem, noi am să ducem, noi am să facem. Și prin mândria noastră respingem soluția lui Dumnezeu și căutăm soluțiile noastre. Și de aceea, zice Isaia, de aceea mânia lui Dumnezeu se revarsă peste noi. De ce se revarsă peste noi? Pentru că Dumnezeu vrea ca să scoată din noi această mândrie, vrea să scoată din noi această aroganță și să ne facă ca să acceptăm soluția lui, soluția lui care este mult mai bună, vom vedea într-o secundă, decât soluțiile care noi le putem căuta sau implementa. Și cât timp noi recurgem la soluțiile noastre, cât timp noi căutăm ca să acționăm după mândria noastră, El acționează cu mânie asupra noastră. Mâna Lui rămâne întinsă asupra noastră pentru că noi căutăm soluțiile noastre. Cât timp noi suntem în starea aceasta de mândrie, în starea aceasta de răzvrătire și nu acceptăm faptul că Dumnezeu va face lucrul acesta, atunci mânia Lui nu se potolește și mâna Lui rămâne întinsă ca să ne
asuprească. Și uitați în versetul 13, dar poporul nu s-a întors la cel ce îl lovea. Nu l-a căutat pe Domnul oștirilor. Când am citit versetul acesta, prima dată, cugetând asupra lui, am zis, dar nu e logic. Nu e logic ce zice. Cum să se întoarcă poporul la cel care îl lovește? Adică la Dumnezeu. Dumnezeu îi asuprește, Dumnezeu spune că mânia lui se revarsă peste ei, Dumnezeu spune că mâna lui apasă și aici sunt acuzați că poporul nu se întoarce la cel care îl lovește. Și am stat și m-am gândit din viața mea personală dacă aș putea ca să trag un paralel. Și la noi în familie, Anca e mai mult cu disciplină. Eu mai puțin, eu în biserică sunt mai mult cu disciplina. Familia ea e mai mult cu disciplina. Și eu sunt chiar anti, într-un fel. Înțeleg și de acord cu Scriptura care zice ca să nu cruți, nu iaua. Dar sunt foarte sufletist așa și nu, mai ales având fetițe drăguțe, așa, nu suport să le văd plângând, nu suport să le văd, înțeleg că merită și este când Anca pe drept, le pedepsește și le dă la fund, da? Le dă la fund sau le dă pătămânuță, la Evelyn mai ales, și fetele plâng, și se supără. Și să mâtnesc și așa. Și eu câteodată chiar vocifrez și zic, o trebuie de acum, nu puteai ca să le pedepsești altcumva sau nu. Uite ce supărat e. Și nu îmi găt cuvintele că fetele sar din nou în brațele lui Anca. Și nu pot ca să-mi explic. Adică dacă eu aș avea o divergență cu cineva, dacă eu cu Ciprian am avea o divergență și Ciprian mi-ar pogni două, nu cred că l-aș îmbrățișa. Poate că nu l-aș pogni înapoi, dar cu siguranță măcar aș lua doi pași înapoi. Nu? Este ceva ciudat, parcă contra naturii, ca să sari în brațele celui care te lovește. Să ne punem întrebarea. Fetele alea, ce știu ce noi nu știm? Fetele alea, în instinctul lor, în natura lor, poate nu înțeleg toată lecția, dar înțeleg că mama lor le iubește. Și înțeleg că un loc mai bun decât în brațele mamei nu există. Și înțeleg că mama nu le-a dat peste fund că e rea. Le-a dat peste fund că poate nu pot verbaliza, dar instinctul lor, natura lor, care e dependentă de părinte, care iubește părintele necondiționat, după ce l-ai bătut la fund, sare înapoi în brațele tale. Și Biblia vine și spune, cum vedem în alte locuri, Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune, dacă nu veți fi ca și copilașii aceștia, nu veți vedea împărăția. Nu veți fi dependenți de Dumnezeu cum sunt ei. Și se spune, poporul nu s-a întors la cel ce îl lovea. Nu s-a întors la cel ce îl lovea. Nu l-a căutat pe Domnul oștirilor. Și lecția este foarte simplă. Când Dumnezeu te lovește, nu fugi de El. Alergi spre El. Când părintele te pedepsește, nu alergi să fugi de la părinți. Că părinții îți vor binele. Alergi spre El și în brațele lor. Când Dumnezeu te lovește, nu fugi de Dumnezeu, ci alergi spre El. Și mânia lui Dumnezeu, așa cum am zis, nu se va potoli până când nu renunțăm la mândria noastră și nu acceptăm soluția lui. Și lucrul acesta nu este un lucru rău. Este o dragoste extraordinară a lui Dumnezeu. La fel cum un părinte care nu abandonează a disciplina copilul său nu este un părinte rău. Părintele care aruncă mâinile în sus și zice, gata, nu mai mă interesează, facă ce vrea. Ăla e părintele rău și părintele care nu-și iubește copilul necondiționat. Părintele care pedepsește cu dragoste de fiecare dată. Copilul tău, dacă astăzi faci o prostie, îl pedepsești. Mâine aceeași prostie, iar îl pedepsești. Și tot îl înveți lecția respectivă până când îl pocăiești de lucrul respectiv. Și faci om din el. Lecțiile astea se cumulează. Dacă am dat, ai zice, știi ce, eu nu mai am răbdare. Facă ce-o vrea. Vedem toți și știm toți copiii care au fost crescuți așa și ce exemple devin. Exemple negative în viață. La fel, Dumnezeu atunci când spune, am revărsat mânia mea peste tine și n-ai învățat lecția, n-ai renunțat la soluțiile tale, n-ai renunțat la mândria ta, n-ai acceptat că râvna mea și pentru slava mea voi face lucrurile acestea și că eu am gândit deja o soluție, am implementat-o și ți-am garantat-o, tu ai vrut soluția ta. Și din nou vine și îți dă lecția, din nou vine și revarsă mânia lui. Așa că de multe ori este foarte greu pentru noi să înțelegem, dar în mijlocul chiar
disciplinării lui Dumnezeu. Avem dovada de dragoste cea mai mare a lui Dumnezeu. Când ești exclus din biserică, s-ar putea că ești mai iubit de Dumnezeu decât atunci când nu a avut nicio treabă cu tine. Da? Când ești dat afară de la servici, ar putea ca să fie că Dumnezeu se îngrijește de tine mai mult decât când nu ești dat afară de la servici și ești promovat la servici. Când ești dat afară din școală pentru că ești creștin, când ești dat afară din țara ta pentru că îl propovăduiești pe Dumnezeu. Sau cine știe ce, în momentele acelea nu trebuie ca să alergi de la Dumnezeu, să fugi la Dumnezeu, să zici, păi ce Dumnezeu este care tot timpul mă pedepsește? Ce Dumnezeu este? Ci să alergi la Dumnezeu și să-L întrebi, Doamne, care e lecția care vrei ca să mi-o dai? La ce n-am renunțat, la care ar trebui să renunț? Care sunt soluțiile omenești care eu încerc ca să le suprapun peste soluțiile tale? Care sunt învățăturile care nu sunt corecte în gândirea mea? Care e comportamentul care nu e corect? În momentele acestea, în momentele acelea când Dumnezeu ne disciplinează, El dovedește dragostea Lui. Dovedește că El este într-adevăr Tatăl nostru. Și în momentele în care nu ne disciplinează, ar trebui să ne punem problema. Știți, când suntem copii, ne este frică că o să ne prindă părinții. Dacă ar înțelege ce înseamnă dragostea părintelui și disciplina care ne face bine, ne-ar fi frică că nu ne prind părinții. Dar nu ne este frică, facem o prostie să nu cumva să vină mama și tata. Dar știi ce ar fi cel mai îngrijorător lucru? Dacă mama și tata te-ar vedea tot timpul făcând prostii și nu ți-ar spune nimic. Asta ar dovedi că la mama și la tata nu le pasă de tine. Și un copil mic până la urmă își dă seama. Uite, vezi copii care sunt extrem de răzvrătiți. Și vorbești cu ei, bă, dar de ce faci asta? De ce te-ai apucat de băut? De ce așa? De ce așa? Și de multe ori răspunsul care îl dau este, pe la mei oricum nu le pasă. Ce trist. Au înțeles din comportamentul părinților lor care au abandonat din a pedepsia, abandonat din a fi nervoși, din a arăta mânia lor împotriva acțiunilor lor păcătoase, că părinților lor oricum nu le pasă de ei. Dumnezeu își dovedește dragostea Lui prin faptul că ne pedepsește. Și noi trebuie ca să vedem acest lucru, cum El pas cu pas scoate toată mândria asta din nou și lasă doar un singur lucru, lasă soluția Lui. Și soluția Lui este extraordinar de minunată. Și mergem spre începutul textului nostru, acum că vedem că scopul lui Dumnezeu nu-i să ne lase sub pedeapsa Lui, nu-i să ne lase sub mânia Lui, ci mânia Lui persistă în viața noastră și persistă în viața bisericii, în viața poporului, până când ajungem desăvârșiți. Până când ajungem ca și El, până când ajungem ca să acceptăm în totalitate voia Lui. Să fim ca și Domnul Iisus Hristos care acceptă în totalitate voia Tatălui. Și uitați cum începe versetul 9. Aici sfârșim noi, capitolul 9, aici sfârșim noi ca și copii. Totuși, nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în necaz. Peste noi. Noi care am fost în necaz, noi care suntem în necaz, noi care suntem în întuneric, peste cei care, acum am vorbit despre, sunt frați, bătrâni, la Biserica Speranța, la Biserica Harul, este un lucru greu ca să fii într-o zisă biserică în ziua de astăzi și să fii un creștin adevărat. Este un lucru oribil de greu, pentru că sunt așa de puțin într-o biserică de 600 sau de 100, poate 20 care sunt adevăr, poate 50, nu știu. Ești foarte singur când ești într-o o biserică și ești într-adevăr copil al lui Dumnezeu de multe ori, din păcate. Dar nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în necaz. După cum în trecut El a făcut de rușine ținutului Zabulon și ținutului Neftali, tot așa în viitor va acoperi de glorie Galileea neamurilor înspre mare, dincolo de Iordan. Poporul care umblă în întuneric a văzut o mare lumină. Deci avem tranziția aceasta de la întuneric la lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, a strălucit o lumină. Tu ai înmulțit neamul și ai făcut să crească bucuria. O schimbare de sentiment aici. Ei se bucură înaintea ta cum se bucură niște oameni la seceriș și cum se bucură cei care împart o pradă. Ca să punem în termenii noștri, cum te bucuri când primești al 13-lea salar? Sau cum te bucuri când primești un cadou mare nemeritat? Cândva, o mașină nouă, vii acasă, ți-a cumpărat soțul o mașină. Wow, fantastic, da? Vrei să spui la toată lumea. Și el profetul compară, așa cum se bucură acești oameni care primesc aceste lucruri, care nu le merită și care sunt dincolo de așteptările lor, se bucură înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă jugul ce apasă, drugul pe care de pe umerii lor și toiagul asupritorului lor le-ai zdrobit tu, ca în ziua înfrângerii lui Midian. Căci orice
încălțăminte purtată în vrăjmășala luptei și orice haină tăvălită în sânge va fi arsă, va deveni hrană pentru foc. Domnul Iisus vine și spune, tot ceea ce e rău, tot ceea ce e păcătos va pieri și va rămâne doar bucurie în prezența Lui, soluția supremă a Lui Dumnezeu. Și ce urmează este fantastic pentru că dacă ne gândim la contextul în care se află poporul când primește această descoperire de la Dumnezeu, nici eu, nici tu nu ai crede această soluție. Adică ei se află într-o criză politică, amenințați să-și piardă viața, amenințați să-și piardă țara, amenințați ca să fie în suferință. Și Dumnezeu vine și le promite aceste lucruri extraordinare, extraordinare, da? Și soluția este căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Tu n-ai crede așa ceva. Acum, uitându-te prin ochii spirituali care l-ai primit, înțelegi și zici, slavă Domnului, Domnul Iisus Hristos a rezolvat toate problemele. Dar gândește-te un pic cu firea. Nu este foarte greu și nu mi este foarte greu să gândim cu firea, o facem tot timpul. Dacă te-ai gândit în cel mai cumplit moment al tău, acum, ai aflat dimineața că ai fost exclus, mâine o să afli că business-ul nu mai merge, da? Toate lucrările care le-ai luat, Bogdi, s-au dus pe apele sâmbetei, cum se spune, da? S-au dus Ciprian la lucru, ai fost concediat. Fratele Radu merge la doctor și de data asta se spune că e bolnav, deși i-a spus de fiecare dată că n-are nimică. Toți. Și după aia ar veni cineva și ar spune, nu faci nicio problemă. O să se nască un copil și toate problemele voastre vor dispărea. Ați râde de el. Ați râde de el. Dar asta e mesajul lui Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu este în ciuda circumstanțelor voastre, în ciuda amenințării politice și de război, în ciuda lucrurilor care par așa de cumplite și în ciuda lucrurilor care par de nesfârșit și extraordinar de grele. Pentru mine sunt așa de ușor de rezolvat încât le rezolv cu un copil. Nu sunt lucruri mari. Armate care se mută pe granițele voastre ca să vă asuprească și să vă omoare, nu e nicio problemă. Un copil le rezolvă. Acel copil știm că cine este și că este un copil special și este însăși Dumnezeu. Dar este un semnal al lui Dumnezeu în care spune, pentru mine este azi nimicuri. Pentru mine faptul că suferiți de foame, de boală, de așa mai departe, toate astea le rezolv foarte simplu, cu un copil. Dumnezeu nu spune, am să trimit eu îngerii mei, am să trimit eu armatele de heruvim și de serafim și am să rezolve ei problemele și am să arăt eu forța mea, am să... Nu. Un copil vi s-a dat. Și în acest copil vine toată rezolvarea care avem nevoie. Toată rezolvarea care avem nevoie. Un copil ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii săi, va fi numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii. Autoritatea sa va crește neîncetat și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și împărăția sa. El o va întemeia și o va întări prin judecată și dreptate de acum și pe vecie. Râvna Domnului oștirilor va face lucrul acesta. Două probleme care sunt aici. Copilul nu apare pentru câteva sute de ani. Dacă eu ți-aș spune ție, acum ar fi mai absurd, nu numai că rezolvarea problemelor tale, faptul că nu mai ai de lucru, faptul că ești exclus, faptul că ești într-adevăr bolnav, faptul că te-a părăsit nevasta și așa mai departe, rezolvarea care ți-o propun eu nu numai că se va naște un copil, dar că acel copil nu se va naște numai peste sute de ani, acum ai zice, păi la ce mă ajută? La ce mă ajută copilul acesta care oricum e un copil și nu văd ce poate face pentru mine și în al doilea rând e un copil care nu se va naște numai peste sute de ani? Mesajul este ceva de felul următor. Credința în Domnul Iisus Hristos, care prin puterea și râvna Dumnezeul oștirilor rezolvă toate problemele, se rezolvă toate problemele indiferent de circumstanțele tale. Tu poți să rămâi bolnav și să nu mai fii afectat spiritual de boala ta dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos. Tu poți să rămâi fără lucru și să nu mai fii afectat cum ești acum dacă l-ai pe Hristos. Tu poți ca să rămâi exclus din Biserica Speranța. Dacă l-ai pe Hristos, este egal cu zero pentru tine. Pentru că Hristos aduce în viața ta bucurie deplină, mântuire, rezolvă absolut toate problemele, chiar dacă acum și acum, cum și aici, tu trăiești în mijlocul lor. Uitându-te la Mântuitorul tău, zici, ăstea sunt nimicuri. Ăstea s-au rezolvat de Dumnezeul meu. Și dincolo de asta s-au rezolvat lucruri mult mai mari. S-a rezolvat păcatul meu, s-a rezolvat judecata mea, s-a rezolvat veșnicia mea.
Cum să nu fiu bucuros înaintea Dumnezeului meu care a rezolvat toate lucrurile acestea pentru slava sa și prin puterea sa? Problema este că noi privim lucrurile din perspectiva noastră umană și nu din perspectiva lui Dumnezeu. Din perspectiva lui Dumnezeu, El lucrează toate lucrurile, cum zice la un moment dat Scriptura despre Iosif, da? Iosif spune, voi ați vrut să-mi faceți rău și Dumnezeu a vrut ca să lucreze spre binele, spre binele meu. La un moment dat Iosif, după ce a trecut, prin ce a trecut, vede din perspectiva lui Dumnezeu, înțelege și el ce se întâmplă. Noi înțelegem la nivel intelectual toate lucrurile, lucrurile spre bine. Toți cităm Romani 8:28. Dar când acel lucru care lucrează spre bine e mâna lui Dumnezeu care apasă asupra ta, e mâna lui Dumnezeu care lucrează lucrurile să fii concediat sau să fii exclus sau să fii bolnav, poți ca să privești într-adevăr și să zici slavă Domnului, toate lucrurile acestea lucră spre binele meu și nu-mi lipsește absolut nimic, pentru că îl am pe acel copil, pe acel copil care este Dumnezeu, sfetnic, adevărat, care a crescut și a trăit o viață perfectă, care s-a jertfit pentru mine și astăzi domnește în veșnicie și m-a răscumpărat și voi fi cu el pentru totdeauna. Dacă îl ai pe acel copil, dacă ai soluția lui Dumnezeu, dacă ai primit soluția lui Dumnezeu, celelalte devin irelevante și pentru tine. Dacă nu-l ai, sau dacă credința noastră încă este slabă și deseori este slabă, soluția primordială nu e ca să primim rezolvare și izbândă în problemele temporale de acum. De exemplu, dacă v-ar suna mâine și ar spune și nu mai sunteți excluși, să zicem, da? Sau te-ar suna doctorul și ar spune, știi, Radu, am greșit de data asta, de fapt, tu sănătos ești. Știi ceva? S-a schimbat un lucru foarte minor în viața ta în comparație cu valoarea de a-L avea pe Hristos. Dacă mâine nu l-ai mai avea pe Hristos, celălalt n-ar mai avea nicio valoare. În schimb, dacă astăzi ești bolnav sau nu ești bolnav, sau mâine ești bolnav sau nu ești bolnav, în comparație cu Hristos, sunt egal cu zero. De asta Pavel spune, le pot considera pe toate ca și gunoaie. Nu pentru că ar fi gunoaie. Nu pentru că lucrurile bune din viața lui ar fi gunoaie, ci pentru că în comparație cu Hristos ele sunt egal cu zero. Lecția capitolului 9 este în felul următor. Nu sfârșim sub osânda lui Dumnezeu dacă suntem copiii lui Dumnezeu. Dar deseori este necesar să stăm sub mânia lui Dumnezeu până când El ne curăță de toate lucrurile din viața noastră care ne împiedică să acceptăm soluția Lui. Și când El ne curăță și ne crește în credință și într-adevăr acceptăm soluția Lui, celelalte probleme se rezolvă chiar dacă veșnicia pentru noi va fi în 20 de ani de acum sau în 30 de ani sau într-o 100 de ani. Trăim astăzi precum deja am fi ajuns la destinație cu Hristos, pentru că lucrurile acelea care ne orbesc, Dumnezeu le-a curățat din viața noastră. Le-a curățat prin a ne exclude, ne-a curățat prin boală, ne-a curățat prin anumite lucruri. Și vom fi mai bucuroși trecând prin mâna lui Dumnezeu care ne apasă decât fără ea. Pentru că în momentul în care suntem în totalitate fără ea și nu mai simțim nici bunătatea lui Dumnezeu, nici mânia lui Dumnezeu, din păcate știm atunci că de fapt Dumnezeu nu mai este cu noi sau nu a fost niciodată. Dar cât timp simțim și bunătatea lui Dumnezeu arătată prin binecuvântarea Lui și simțim și dragostea lui Dumnezeu arătată și prin pedeapsa Lui, avem certitudinea că El este Tatăl nostru și ne prelucrează și ne scoate tot ce e rău din noi. Deci atunci putem ca să mulțumim și să spunem încă mânia Lui nu s-a potolit. Slavă Domnului pentru asta. Încă mâna Lui este întinsă peste mine. Slavă Domnului pentru asta. Pentru că pentru noi care suntem ai Lui, pentru noi care suntem ai Lui, sfârșitul nu este versetul 21. Sfârșitul este soluția supremă a lui Dumnezeu și anume Hristos. Noi putem ca să citim capitolul invers și să zicem, da, aici suntem, sub mânia lui Dumnezeu, dar nu aici sfârșim. Noi sfârșim împreună cu Hristos, așa că slavă Lui pentru lucrarea care o face chiar în mijlocul necazului. Amin? Amin. Amin.